În continuarea acestei serii deosebite, avem bucuria de a avea în mijlocul nostru pe Părintele Stareț Iustin de la Mănăstirea Ioan Casian. Vă este bine cunoscut, poate pentru mulți dintre noastre este duhovnic cu dumneavoastră și de aceea l-am invitat să ne vorbească în seara aceasta despre prietenie. Da, mulțumesc, Părinte Ionuț. Bună seara și bine v-am regăsit. E o vorbă, că după ce a vorbit Socrate, degeaba mai vorbește Platon. Da. Mulțumesc domnului Marcel că mi-a făcut această invitație în seara aceasta. Alături de Nata Sfințiu Teodosie, alături de Părintele Ilarion, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Cruce și alături de Părintele Ionuța Ștefănoaie. Am bucuria de a avea emoțiile începutului. Am să vă vorbesc în seara aceasta despre prietenie. În contextul istoric pe care îl trăim și de care ne bucurăm cu toții, în Mica Unire, despre prietenie, știm că s-a vorbit mult în istorie. Mari filozofi din Antichitate, cum ar fi, să-l numim pe Cicero, pe Seneca, mari părinții ai Bisericii, cum ar fi Sfântul Ioan Casian sau Sfântul Ioan Gură de Aur, și nenumărați gânditori de-a lungul secolelor au acordat o atenție deosebită acestui subiect. Au existat unii gânditori sceptici în ceea ce privește prietenia. Ei spuneau că prietenii se țin cu cheltuială mare sau că prietenul omului nu este decât punga cu bani și sacul cu mălai. Totuși, și acești gânditori sceptici acceptau faptul că a te numi prieten este un lucru foarte ușor, dar a fi prieten cu adevărat este mare nevoință. Prietenia, spuneau ei, trebuie să fie cum este căsnicia, adică pe toată viața, până la moarte, și vom vedea că sunt părinții bisericii, spuneau că iubirea dintre prieteni biruie și trece dincolo de moarte. De aceea Sfântul Ioan Casian spunea că sunt multe feluri de prietenie. El le numea tovărășii, care leagă neamul omenesc în diferite chipuri. Pentru cei mai mulți dintre oameni, legătura prieteniei își are începutul într-o învoială oarecare, care aduce un anumit câștig. Pentru acești oameni, prietenia încetează odată cu interesul. De asemenea, prietenia poate să apară între oameni care au o asemănare sau o identitate de vederi. Au un scop comun pe termen limitat. Astfel de prietenii apar și între oamenii răufăcători sau rău intenționați. Sfântul Ioan Casian îi menționează pe tâlhari. Și între ei există o anumită formă de prietenie. Și mai există o prietenie firească de data aceasta între cei care sunt legați prin rudenia de sânge. Acest fel de prietenie, de atracție în interiorul familiei mici sau a familiei extinse,
zice Sfântul Ioan Casian, o vedem și la animale, cu atât mai mult la oameni. Dar totuși, toate aceste feluri de prietenie enumerate anterior nu sunt și nu pot primi numele adevăratei prietenii. Pentru că aceste prietenii le rupe și le desparte adesea fie depărtarea, zice Sfântul Ioan Casian, fie timpul, fie neînțelegerile, evite din ciocnirile de interese sau evite în urma discuțiilor contradictorii. Există totuși o prietenie care se naște din asemănarea virtuților. Ea este cea pe care nicio întâmplare nu o micșorează, nici măcar moartea nu poate să o sfărâme. Aceasta este adevărata prietenie care crește din dubla desăvârșire și virtuțile reciproce ale prietenilor. Cu alte cuvinte, Sfântul Ioan Casian spune că adevărata prietenie se naște între cei care au ceva de împărtășit unii altora. Oameni care în viața lor au avut drept scop principal să acumuleze înțelepciune, să acumuleze știință, frumusețe lăuntrică, echilibru, armonie, bucurie, și după ce au acumulat și au devenit ca un izvor nesecat, sunt capabili să împărtășească din aceste bogății lăuntrice și celorlalți. Aceste prietenii, totuși, nu le întâlnești oriunde și nu le întâlnești la tot pasul. Am rămas surprins să-l citesc la un moment dat pe marele poet indian Tagore, care trimitea o scrisoare nepoatei sale și îi se adresa cu aceste cuvinte. Sunt însetat până în adâncul sufletului de prietenia unui om adevărat. Doresc să-mi exprim părerile, chiar fiind contrazis de cineva. Dar unde se află omul acela? Un om în carne și oase, un om în toată firea. Toți sunt umbre, plutesc în aer, ca un abur nelegat de pământ. Nu cred că pe fața pământului există o ființă mai izolată și mai singuratică decât acela care s-a născut în țara noastră cu niște idei în cap. Acesta este cel mai sincer regret al meu. O mare parte a oboselii vieții mele se datorează lipsei prieteniei cu un astfel de om adevărat. Iată plângerea lui Tagore, adresată printr-o scrisoare, repet, nepoatei sale. Așadar, prietenia adevărată presupune o reciprocitate de virtuți, o admirație reciprocă, sinceră, a unuia pentru celălalt. Seneca face la un moment dat deosebirea dintre iubire și prietenie, punând prietenia mai presus de dragoste. De altfel, prietenia, veți înțelege că este forma cea mai înaltă a iubirii, acestui sentiment nobil care poate să se nască și să lege două vieți. Seneca îi trimite o scrisoare ucenicului său, Lucilius, și zice, când își cer cu atâta insistență să te dedici studiului, o fac pentru mine însumi. Voiesc să am un prieten. Dar asta
nu se va întâmpla niciodată dacă tu nu continui ceea ce ai început, adică să te desăvârșești singur. Deocamdată nu faci decât să mă iubești. Prieten nu îmi ești încă. Iar Lucilius îl întreabă mirat, cum așa? Sentimentele acestea pot fi diferite între ele, adică dragostea versus prietenie? Iar Seneca îi răspunde, nu doar că sunt diferite, dar sunt cu totul neasemănătoare. Cine este prieten, iubește, cu adevărat. Dar cine iubește, nu este întotdeauna un prieten. De aceea, prietenia este întotdeauna de folos, pe câtă vreme dragostea uneori poate să facă rău. Seneca îi sugerează ucenicului său că între prieteni există o comunicare și o intimitate mult mai profundă decât simpla admirație a ucenicului față a discipolului, față de învățătorul său. Prietenii se cunosc, își intuiesc gândurile, sentimentele. Există o cunoaștere reciprocă care trece de multe ori dincolo de cuvinte. Și nu poți să-l înțelegi pe celălalt dacă nu ai experiențele lui, cum de altfel nu poți să-l înțelegi pe celălalt dacă nu ai acumulările lui. Mai departe, am să vă dau câteva gânduri din, iată, Cicero, spre exemplu, vorbind despre opțiunile și alegerile pe care oamenii le fac în viață, pune prietenia adevărată mai presus de orice. El zice, unii oameni în viața lor preferă bogățiile, alții sănătatea, unii puterea, alții plăcerile. Despre aceștia din urmă, cei care preferă să trăiască pentru plăceri, Cicero spune că sunt oameni, această alegere este demnă de oamenii proști. Cât pentru celelalte bunuri, adică bogățiile, sănătatea sau puterea, acestea sunt nesigure și nu merită să investești prea mult timp. Și pentru că ele pot fi, sunt trecătoare și sunt supuse întâmplărilor norocului. Doar aceia sunt cu mintea întreagă, zice Cicero, care prin adevăratul noroc, care pun adevăratul noroc în virtute. Dar virtutea însăși este cea care leagă prieteniile adevărate. Ce este mai dulce, se întreabă el, decât a avea un prieten căruia să-i poți spune toate ca ție însuți? Prietenia este admirația firii față de virtuțile celuilalt, lipsită de orice interes. Dar după cum firea nu se poate schimba, adevăratele prietenii sunt veșnice. Prietenia este singura posesiune sigură și durabilă. Prietenia este cea mai bună și cea mai frumoasă podoabă a vieții. Sfântul Ioan Casian, Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbește despre semnele acestei prietenii adevărate. Când prietenul vede pe prietenul său, se luminează și se revarsă din sine. Se împletește cu acela cu o împletire care conține o dulceață sufletească negrăită și tainică. Chiar dacă el îl vede pe acesta în fiecare zi, nu se satură
de el. Împreună cu prietenul suferă cineva cu bucurie înstrăinarea, sărăcia, o rabdă de asemenea cu bucurie, dar atunci când nu ai un prieten cu adevărat, chiar și sănătatea și bogăția sunt de nesuferit, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel care are un prieten adevărat, îl socotește pe acesta ca pe sine însuși. Iată așadar câteva gânduri de la filozofii antici, Seneca și Cicero, de la părinții bisericii, Sfântul Ioan Casian și Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne amintim de faptul că, spre exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur a avut o prietenie frumoasă cu diaconița Olimpiada. A existat un schimb de scrisori între aceștia, care oglindesc, scrisori care oglindesc dragostea pe care și-au purtat-o până la sfârșitul vieții, unul pentru celălalt. Ne amintim de faptul că a existat o prietenie frumoasă între Sfântul Vasile cel Mare și Sfântul Grigorie de Nazianz, între Cioran, spre exemplu, și Ionesco, la Paris. Prin urmare, prieteniile, atâta vreme cât se vorbește, prietenia adevărată, atâta vreme cât se vorbește despre ea, a existat, există și va exista. Sfântul Ioan Gură de Aur zice la un moment dat că cel ce descoperă și are șansa acestei prietenii trebuie să mulțumească lui Dumnezeu în fiecare zi când se trezește. Pentru că nu îi este dat oricui să trăiască așa ceva. Pe de altă parte, ceilalți care nu au șansa unei astfel de prietenii trăiesc o viață mult sărăcită, o viață împuținată, o viață, cum zicea Tagore, a unor oameni care se mișcă ca niște umbre, fără să atingă pământul. Așadar, acestea sunt gândurile mele în seara aceasta pentru dumneavoastră despre prietenie. Mântuitorul Iisus Hristos ne zice până la urmă tuturor că nu ne mai consideră slugi, ci prieteni, pentru că sluga nu știe ce face stăpânul, dar prietenii știu tot ceea ce face celălalt și ne zice că ne consideră prieteni pentru că tot ceea ce a primit de la Tatăl ne-a oferit nouă, iar un model de prietenie între natura umană căzută, firea umană căzută, persoana umană căzută și persoana dumnezească a Mântuitorului Iisus Hristos, îl avem în exemplificat de Sfântul Apostol Pavel, care zice la un moment dat, mă bucur să mărturisesc că nu mai trăiesc eu, ci Hristos este Cel care trăiește în mine. Prin urmare, dacă omul de lângă noi nu ne poate oferi șansa unei prietenii adevărate și noi înșine nu suntem pregătiți să oferim celor de lângă noi șansa unei prietenii adevărate, să ne îmbogățim și să le îmbogățim existența cu acest sentiment și această apropiere minunată între noi, există ultima soluție, prietenia pentru Mântuitorul Iisus Hristos, întotdeauna în inima Lui, în sufletul Lui, în mintea Lui, vom găsi o disponibilitate permanentă de a-și oferi dragostea și prietenia nouă tuturor. Așadar, încă o dată în plus, să fim fericiți că suntem creștini, că l-avem pe Hristos, prietenul nostru, nedespărțit, dezinteresat, prietenul nostru nu de azi pe mâine,
ci pentru o întreagă veșnicie. Așa să ne ajute Dumnezeu, vă mulțumesc!